Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. În această dimineață, pe strada Tomis din municipiul Dej, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un pieton și un autovehicul. În condițiile în care unul dintre angajații primăriei municipiului Dej desfășură activități de salubrizare cu ajutorul unei turbosuflante, deplasându-se astfel pe partea carosabilă. La un moment dat, acesta a făcut un pas înapoi fără a se asigura, fiind surprins și accidentat de către autoutilitară care circula pe strada Tomis. Din primele date, victima, pietonul, este conștient și se pare că nu a suferit vătămări grave. Facem verificări și cercetări pentru a stabili în totalitate împrejurările în care a avut loc acest accident. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.